Bună seara, stimați telespectatori! Continuăm campania de informare medicală, pentru că și informarea face parte din prevenție. În această seară o să vorbim despre imagistica medicală, o specialitate extrem de importantă nu numai în medicină, ci și în viața de zi cu zi. Pentru că imaginea este foarte importantă și o să vedeți că imaginea invitatei mele din această seară, pe lângă faptul că are o imagine estetică de admirat, și de apreciat, și profesional este la fel de admirat și de apreciat. Bună seara, doamna doctor Marinescu Monica, și bine v-ați alăturat campaniei noastre de informare. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru prezentare. Doamna doctor, imagistica medicală este o specialitate care înregistrează, care analizează și stochează imagini prin diferite metode, nu? Și tehnici, pentru că asupra anumitor organe și țesuturi, pentru a stabili cu mai mare acuratețe diagnosticul. Dar o radiografie, să ne referim de exemplu la radiografie, să spunem prost indicată, poate schimba soarta bolnavului în afara faptului că ea este iradiantă și contravine eticii medicale. În schimb, o radiografie care este corect prescrisă, corect executată, și ea la rândul ei poate schimba soarta bolnavului și ajută medicul să pună un diagnostic corect și o terapie adecvată. Știm că orice act medical începe cu consimțământul informat. Să vorbim despre consimțământul informat și în situațiile în care starea pacientului nu permite aceasta sau nivelul de înțelegere al pacientului este unul foarte redus. Cum procedați? Toți pacienții care se adresează secției noastre de radiologie și imagistică din cadrul Spitalului Județean sunt examinați pe baza unui bilet de trimitere. Bilet fiecare vine de la medicul de familie și sunt decontate prin sistemul casei de sănătate sau pacient care vine de la un cabinet particular, dar tot se prezintă cu un bilet pe care are o indicație radiologică. În mod normal nu facem radiografii fără această indicație a medicului. Tocmai ce spuneați că este o metodă care prezintă un anumit risc, risc despre care o să vorbim un pic mai târziu. Sigur că da. Mai nou avem niște formulare care ne obligă să informăm pacientul asupra investigației pe care pacientul o va suporta. Că este radiologică pur și simplu sau că este imagistică, partea cealaltă de radiologie și imagistică, ecografie, CT sau RMN, pacientul este informat asupra procedurii care îi se va aplica. Da? Îi se spune, veți suferi o radiografie de genunchi, să spunem, la sfârșit veți pleca cu o fișă în care va fi trecută doza de iradiere, veți fi așezat în următoarea poziție, deci este informat cu tot ceea ce privește aceste plus lucruri. Plus pregătirea în unele plus cazuri. Pregătirea, bineînțeles, da? Pacientul semnează că a luat la cunoștință faptul că a fost informat. Și că își asumă. Și că își asumă riscul de iradiere. Că de fapt despre asta vorbim. În cursul vieții nu putem să facem așa radiografii câte vrem noi sau eu știu. Sunt mulți pacienți care vin și vor și ei să facă o poză. Nu suntem în Piața Unirii la Iași să facem poze. Deci noi suntem medici radiologi. Da, eu am asistat chiar la unele discuții total neprincipiale între pacient și medic în care pacientul dorea ca la piață să îi se facă o radiografie pentru că așa vroia el. Da, se întâmplă de foarte multe ori acest lucru. Tocmai de asta noi nu efectuăm radiografii fără prescripție medicală. Da? Nu poate veni chiar oricine să spună vreau și eu să fac, că nu suntem la piață să ne târguim. Cu toate că încerc să explici omului, timpul este atât de limitat pentru noi ca medici, să încercăm să le explicăm tot ceea ce se poate întâmpla în urma unor iradieri succesive. Plus că grevează activitatea spitalului și a personalului și așa deficită. Bineînțeles. Acum suntem obligați și avem afișat pe tot holul spitalului, pe toate ușile în principal, ce înseamnă riscul de iradiere, ce înseamnă expunerea unor femei însărcinate. Trebuie neapărat să anunțe că sunt însărcinate sau în foaia de consimțământ a pacientului este pe sexe, femei și bărbați. Sunt obligați asistenții noștri și noi să întrebăm data ultimei menstruații, pentru că dacă nu știe și are o suspiciune că este însărcinată, refuzăm categoric să-i facem această investigație. Da, pentru că este iradiantă. Este iradiantă, bineînțeles. Pacientul își asumă riscul de iradiere, îi se face investigația respectivă,
aparatele noastre toate beneficiază de niște microaparate care măsoară doza pe care pacientul o primește, doză care este trecută într-o fișă cu care pacientul pleacă acasă, fișă pe care se pot trece mai multe investigații, iar la sfârșit de an pacientul are obligativitatea, dacă este și un pacient conștiincios, să meargă la medicul de familie și să depună această fișă. Și atunci medicul de familie știe că în viitorul apropiat pacientul respectiv nu mai poate fi supus la investigații radiologice, radiografii, tomografii, cele care prezintă un risc de iradiere. Și cei care nu pot fi informați, având în vedere starea... Cei care nu pot fi informați, vorbim aici despre pacientul care nu are aparținători. Da, și pacientul care vă vine în comă, un accident. Care ne vine în comă, cazurile grave de politraumă, care ne vin în comă și până vine aparținătorul sau până vine cineva din familie, ești obligat ca medic, primează actul medical, primează viața pacientului, nu mai stă nimeni să se gândească wow, ce doză de iradiere îi aplicăm acestui pacient. Important este să facem ce e de făcut din punct de vedere imagistic, colaborăm cu echipa de chirurgie generală sau toracică sau neurochirurgie, depinde ce patologie are pacientul. Și pacientul, dacă este, oricum pleacă la sală, nu mai stă nimeni să informeze pacientul despre această chestie. Dar în foaia pacientului este atașată foaia cu riscul de iradiere. El va ști dacă se mai trezește vreodată din comă sau ce s-a întâmplat, la final va ști ce fel de investigații imagistice au fost prescrise și efectuate, bineînțeles. Din practica dumneavoastră medicală, sunt unele radiografii inutile? Foarte multe sunt inutile. Despre ce vorbeam înainte? Că pacientul vine și vrea. Bineînțeles, sunt foarte multe inutile și foarte multe inutile sunt la pacientul vârstnic. Știți ce mulți vin... Și nu înțeleg că refuzul medicului de a indica o radiografie sau un CT, că vorbim de cele care sunt iradiante, da. Nu face decât să-l protejeze pe pacient. Dar asta el este nu înțelege. Unul dintre aspecte. Dar avem pacienți vârstnici, 70, 80 de ani, 90 de ani, care vin că-i doare genunchiul sau că-i doare un umăr. Îi doare, că până la urmă e normal să ne mai doară câte ceva și la o anumită vârstă și care fac radiografii la 6 luni. Nu facem screening radiologic, nu s-a întâmplat nimic în 6 luni. Dar ei vin că vor să facă. Pe lângă riscul de iradiere, nu mai discutăm la 70-80 de ani de riscul de iradiere, sunt materialele consumabile. Foarte multe. Da, v-am spus, și grevează activitatea spitalului. Exact. Doamna doctor, aceste investigații sunt unele pe bază de raze X, altele pe ultrasunete și altele pe un magnet uriaș ca la remedie. Da, era împărțirea despre care vorbeam, radiologia clasică care se lucra înainte, convențională, și imagistica, că de fapt specialitatea înainte se numea radiologie, acum se numește radiologie și imagistică medicală, s-au cuplat cele două și a apărut ecografia, computer tomografia, rezonanța magnetică, angiografia. Suntem într-o dezvoltare continuă. Histerosalpingografia sunt intervenționale. Sunt intervenționale, da, dar să știți că în marile centre universitare le fac radiologii. Haideți să începem cu radiografia convențională, cea clasică, pe raze X. Sigur că ele trebuiesc, nu vorbim de cei care doresc așa de la sine să facă, radiografia. Ele sunt radiațiile calculate pe kilogram corp? Sunt calculate pe doză, vârstă? Da, sunt calculate, deci nu pe vârstă. Sunt calculate kilovoltajul și miliamperajul. De obicei sunt stabilite manual de către asistentul de radiologie. Dar la aparatele mai noi, secția este foarte bine dotată, deci avem aparatură foarte bună și foarte nouă. Aparatul și-a doza de raze în funcție de greutatea pacientului. Examinarea poate să dureze, o expunere simplă durează câteva secunde, dar avem și investigații radiologice scopice. Când facem clismele baritate, examenele gastrice, investigații care durează 1-2 minute cu o anumită pauză, deci iradierea pacientului nu este continuă. La sfârșit, există în incintă un aparat care măsoară doza de iradiere și fiecare pacient știm ce doză de iradiere a primit. După ce se termină examinarea, se apasă butonul de reset și aparatul revine pe 00. Când și se întâmplă uneori, poziția pacientului nu este cea indicată de către medic și trebuie încă o dată făcut radiografie.
Este o iradiere în plus, nu? Este o iradiere în plus, da. Se întâmplă aceste chestii în momentul în care, de exemplu, lucrăm cu noi născuți. Cu nou născutul se lucrează foarte greu și știți foarte bine Știu chestia asta. E greu să menții o poziție a copilului. De obicei, în sală intră mama, copilul. Pentru că radiografiile la noi le fac asistenții, nu poți să ții și copilul să faci și radiografia expunerea în același timp, că nu ai cum. Și atunci, dacă copilul a mișcat puțin, radiografia a ieșit... Este compromisă. Compromisă total, da? Aici este problema, pentru că ele trebuie repetate. Cu atât mai mult cu cât da. Încă o radiografie pentru un copil pentru mic. Un copil... Da, poate fi o problemă da. De-a lungul timpului. De-a lungul da. Timpului este că... una dintre posibilitățile care ne apar frecvent. La pacienții care, de exemplu, sunt intubați în ATI, mai apar aceste probleme de, și de poziționarea pacientului. Avem pacienți obezi cu care este foarte grea poziționarea, pur și simplu, că se introduce caseta în spatele pacientului. Deci sunt niște pași care îi urmăm. Și datorită lipsei de personal pe care o au toate secțiile, eu nu pot să trimit două asistente să facă o radiografie. Noi avem desemnați oameni în fiecare zi care fac acest teren. Aici se întâmplă cel mai frecvent repetarea unor radiografii. La noi născuți, pacientul din ATI, pacienții care sunt necooperanți, pur și simplu. Și ce cu un handicap, probabil, locomotor? Și ce cu un handicap, că... da, mai puțin ne lovim de chestia asta, dar la pacienții care sunt comatoși, e frecvent se întâmplă chestia asta. Dar până la urmă este ceea ce discutam, primează actul medical și ceea ce obții la final. Dar să presupunem că ați făcut 7-8 radiografii. Cum stabiliți după aceea încărcătura camerei în care ați făcut, astfel încât atmosfera să fie una normală? Vă referiți 7-8 radiografii în aceeași încăpere? În aceeași încăpere, da. În mod normal, după fiecare expunere, între 2 și 5 minute nu se intră în sala de examinare. Așa ar trebui să se întâmple în mod normal. La fluxul de pacienți pe care îl avem de foarte multe ori, nu mai se ține cont, pentru că trebuie să-i faci, că asta este situația. Se deschid geamurile, se aerisesc, și suntem ok ca să lucrăm în continuare. Noi fiind foarte bine supravegheați din punct de vedere. Care este radioprotecția dumneavoastră, în primul rând, și a cadrelor medicale și a aparținătorilor în cazurile în care ei chiar sunt necesare? Acum cu aparatele noi cu care lucrăm, nu mai facem investigațiile în aceeași sală cu pacientul. Înainte se făceau în aceeași sală cu pacientul, eram în câmp direct și noi. Pe lângă faptul că există șorțuri de plumb, da? Care ne protejează de sus până jos pentru tiroidă, există mănuși, da? Care suntem obligați să le purtăm în momentul în care se face teren, când te duci la nou născut sau te duci pe teren în ATI, se pleacă cu shorts, da? Este obligatorie chestia asta. Aceleași metode există și pentru aparținători. De exemplu, aparținătorul când intră și susține pacientul pentru investigație, la fel este protejat și el. Îi se pune șorți, îi se pune pentru tiroidă. Dacă se introduce mâna în fascicolul de rază, îi se pun mănuși. Sunt metode obligatorii pe care noi le folosim. La noi fiecare cabinet este dotat cu materiale de radioprotecție. Bine, dar aparținătorii, ei sunt mai puțin iradiați pentru că sunt radiațiile secundare. Direct, da? Exact, nu stau în fascicolul direct, exact. Da. La cât timp se fac măsurătorile? Pentru că trebuie să vină să măsoare gradul de radiații, nu? Da, noi beneficiem de fizician. Secția noastră, ca și toate secțiile, ar trebui să beneficieze, inclusiv radioterapia. Avem fizicianul nostru. Fizician care se ocupă de toată partea aceasta de radioprotecție și de fotodozimetrie. Toată lumea a văzut că noi radiologii umblăm în piept cu niște minuni frumoase, colorate, pe care ne le schimbăm la sfârșit de lună. Sunt fotodozimetrele noastre care înregistrează cantitatea de radiații pe care o primim și noi în mod indirect. Fotodozimetre care se adună pe niște tabele, fiecare avem acolo un cod, se trimit la București, la igiena radiației, acolo sunt investigate și ne vine înapoi răspunsul. Doza trebuie să fie între și între anumite limite, ceea ce înseamnă că este câmpul de radiație admis în mod natural. Toți suntem supuși aici, suntem supuși la un câmp de radiații natural, cum se spune. Dacă sunt depășite aceste doze, au mai fost și cazuri când sunt depășite, atunci încep diverse anchete interne, diverse chestii. Odată pe săptămână, fizicianul nostru este obligat să treacă din cabinet în cabinet, există niște aparate care măsoară doza de iradiere
în exteriorul ușii. Ușile noastre sunt plumbate, pereții sunt plumbați, geamurile prin care noi vedem pacientul este geam plumbat și se face măsurătoare în momentul expunerii. Când aparatul s-a terminat expunerea, aparatul înregistrează doza. Doze care sunt trecute în niște tabele pe care noi le avem și le păstrăm an la rând și suntem în limite, nu avem... Pot exista accidente pentru cei care așteaptă în fața ușii? La ce distanță se fac măsurătorile? Se fac imediat, deci lângă ușă se fac măsurătorile. Deci lângă ușă se fac, lângă ușă, lângă geam, la distanță cred că 50 de centimetri... Atunci este foarte bine. Este foarte bine, nu? Ați văzut că sunt foarte mulți aparținători care stau exact în dreptul ușii, acolo, în fața ușii și așteaptă. Da, nu. Și e bine de știut dacă se expun sau nu, nu la se expun. Raze nu, X. Nu. Spuneți-mi, vă rog, a făcut la dumneavoastră, să spunem, un pacient radiografii, dar el are opțiunea sa personală să facă și una în exterior, la cabinetele private. Și acolo li se dă o fișă cu expunerea la radiații? Nu știu. Nu știu să vă zic. Nu lucrez în privat ca să știu care este protocolul, dar cred că în mod normal așa ar trebui. Pentru că această lege este pentru toată lumea, nu numai pentru sistemul de stat. Și colegii mei care lucrează în privat parte de radiologie clasică, la fel obțin ca și noi niște permise de exercitare, se merge pe aceeași linie. Nu știu dacă când pleacă din acea clinică, pleacă și cu această fișă care pleacă de la noi, atât fișa de consimțământ, cât și fișa cu doza de iradiere. Nu știm. Că tot suntem la aparatele cu raze X, să vorbim despre CT. CT-ul, din câte știu eu, probabil și alții, are o iradiere de 6 ori mai mare decât radiografiile convenționale. Are. Spitalul beneficiază de două aparate CT. Doar imaginea că este tridimensională și e. Bineînțeles. Suntem un spital care beneficiem de două aparate CT, dintre care unul exemplar. Lucrăm pe un Siemens foarte bun, care ne ajută foarte, foarte mult în momentul actual. Da, iradierea, într-adevăr, este mai mare. Da? Pentru că și câmpul de examinare este mai mare. Dar este investigație dar și magistică. Exact. Despre asta vorbim. Despre acuratețe și despre ceea ce vrem să obținem la final. Citeam că și radiografiile și CT-urile pot rata o tumoră, dacă ea este secțiunea, tăierea secțiunii este chiar exact pe tumoră și tumora este foarte mică. Este mit sau este un adevăr? Nu, nu este mit. Este un adevăr. Pentru că inclusiv radiografia, dacă nu este executată corect din punct de vedere tehnic, fiecare din radiografiile pe care le avem noi pe bucățele, da, necesită o anumită poziționare a pacientului, o anumită poziționare a tubului, că toată lumea își imaginează că ne așezăm în Piața Unirii la ea și facem poze. Nu e așa. Sunt niște proceduri. Exact, asta vreau să subliniați. Este o tehnică, plus că înainte se developa, era developarea clasică la tavă, se băgau filmele, se scoteau, se fixau, revelator, le spălau, le pentuneric. Uscau. Și acum tot pentru întuneric lucrăm, chiar dacă avem developeze automate. Da? Developeze care funcționează pe același sistem cum funcționau tancurile înainte. Numai că acum se bagă filmul și dedesubt există cele trei bidonașe cu toate substanțele asta respective. S-a păstrat. Da, care și la developezele noi, la anumite intervale de timp, trebuie refăcute soluțiile, că nu lucrăm și filmul fotografic se termină la un moment dat și telefonul trebuie să-l mai descarci, că se încarcă memoria. Depinde foarte mult de calitatea imaginii pe care o obții. Da? Sunt leziuni care sunt extrem de mici, să spunem, cum ați spus și dumneavoastră, sau leziuni care efectiv le scăp datorită unui film prost executat sau unei poziționări vicioase. Mai putem avea avantajul că în momentul în care te uiți la film și vezi că ceva nu este în regulă, poți rechema pacientul și îl mai supui la o altă poziție. Da? Avem tot felul de cazuri când pe radiografia de plămân, să spunem, am găsit ceva. Da? Și necesită o altfel de poziționare. Ok, chem pacientul, repoziționezi, scoți omoplații, faci diverse chestii și obții leziunea până la urmă. Leziunile foarte, foarte mici, de ce spuneați dumneavoastră, inclusiv la tomograf se pot scăpa, pentru că dacă sunt leziuni de 5 mm, iar aparatele noastre au un anumit program, fiecare zonă, torace, abdomen, pelvis, lucrăm cu secțiuni 5 cu 5 mm. 5 mm facem, 5 mm pas, 5 mm facem.
dacă leziunea de 3, 4, 5 mm a picat exact în zona de pas, o scăpăm. Este normal. Dar astea pot fi încadrate în erori de poziție, nu? Erori de poziție, da, toate tehnicile, chiar dacă este remeneul, chiar dacă este CT-ul de înaltă performanță, toate au această problemă, că pot scăpa leziunile foarte mici. Foarte mici. Foarte mici, da. Da, care pot fi observate ulterior dacă, Doamne ferește, cresc, ele evoluează, da, nedorit. Cresc și le poți încadra într-o anumită categorie, da. Despre ecografie. Să vorbim, pentru că acum cel puțin toată lumea știe de acea ecografie, toată lumea o preferă. Și cât de relevantă și care sunt limitele ecografiei? Toată lumea știe, știți, la început când a apărut ecografia, eram rezidentă eu, era așa o poveste frumoasă, eu venind de la Iași și veneau foarte mulți din satele limitrofe. Și, vai, vrem și noi să ne dăm la televizorul acesta. Era imaginea cu televizorul, deci oamenii asta au perceput, la început contactul cu ecografia a fost televizorul. Dar știți care e cea mai emoționantă? La gravide. Pe mine tot mai impresionat ecografiile, da, pentru că este... aude inima așa, da, vede frumos, bebelușul. Da, în... dar să știți că chiar și așa multe nu vin. Multe nu vin. Deci multe gravide, probabil că ginecologii povestesc mai mult despre chestia asta, dar ne mai ajung și nouă, a, dacă n-am avut nicio problemă în sarcină, de ce să mă duc? Multe nu vin. Ecografia a căpătat de-a lungul timpului o... amploare frumoasă, fiind una dintre metodele neinvazive. Neinvazive. Nu este iradiantă, se poate face... E pe ultrasunete, nu? E pe ultrasunete, se poate ce face... Ce, un emițător, receptor? Exact, deci ultrasunete, nu au nicio treabă, nu iradiază, de asta la gravide se face ecografie, nu facem tomografie sau facem remene în anumite situații, dar nu există, poți să faci 100 de ecografii, bine, la gravide se spune că ar produce niște tulburări pe urechea internă a fătului. Nu știu dacă sunt mituri sau nu. Eu personal, bebelușul din burtica mea l-am văzut de multe ori când eram însărcinată. Doamna doctor, toate se fac cu discernământ. Toate se fac cu discernământ, așa este. Dar ecografia este o metodă care a luat mare amploare. Și care și nu... pentru faptul că e neinvazivă. Este neinvazivă, nu este o metodă scumpă, este o metodă pe care pacientul și-o poate permite, orică și-o permite la spital, unde sunt decontate, dar și la noi, decontul este, facem puține pe zi. Adică nu avem 10 ecografii decontate de casă pe zi, pentru că nu avem nici personalul necesar și nici timpul necesar să facem, având spitalul și urgența în spate. Dar și în sistemul privat nu este o ecografie abdominală foarte scumpă. Adică oamenii își pot permite acum să facă această investigație. A ajuns un lucru relativ bun de screening. De ce? Pentru că multe leziuni s-au descoperit ecografic. Multe, știți? Dar cât de fidelă și ce organe se poate investiga prin ecografie? Adică nu, are și ea limitele ei. Bineînțeles că are limitele ei. Ecografia abdominopelvină în general este folosită pentru ficat, colecist, rinichi, pancreas, splină, vezică urinară, organe genitale masculine și feminine. Facem ecografie de pleură, transtoracică. Nu intestine și nu plămâni? Nu intestine. Intestine dacă ne referim la colon și stomac, că foarte multă lume vine și spune, wow, dar de ce nu s-a văzut colonul? Sau de ce nu s-a văzut stomacul? Pentru că nu se văd. Ele se văd de fapt. Când dar au cele care patologie, au aer, că se opresc la aer, nu? Bineînțeles, nu vedem. Și de multe ori pleacă nemulțumiți de la tine. Da, și da, spune, asta vrem să le explicați telespectatorilor, da, că majoritatea au avantaje și dezavantaje exact aceste investigații. Exact, cum adică nu s-a văzut stomacul? Pe el îl doare stomacul, el a venit că îl doare în furca pieptului. Cum adică n-am văzut stomacul? Sau cum adică n-am văzut colonul? Nu se poate. Ei, nu se văd, sunt organe care nu bine, se văd. Bine, astea sunt reproșuri, să spunem, politicoase, că eu am auzit alte reproșuri cu alte conotații. Da, sunt organe care nu se văd, nu avem ce să le facem. Asta este una dintre limitele ecografiei. Deci nu putem vedea aerul din colon. Putem vedea, într-adevăr, când este o patologie tumorală, când tumora are anumite dimensiuni, când prinde peretele parietal, când prinde anumite chestii. Și vedem, da? Putem să vedem, într-adevăr, dacă îi dăm pacientului să bea foarte multă apă. În străinătate se fac tot felul de minuni din astea imagistice pe ecografie, da? Și se văd. Într-adevăr, dar noi nici nu beneficiem de o aparatură extraordinar de bună și nu se vede
aer, deci. Ecogastricul evidențiază? Ce se evidențieze? O tumoră la, să spunem, la stomac. Da, dacă tumora este destul de mare, da, apare imaginea în cocardă cu care, pe care o vedem fără niciun fel de problem. Acum depinde foarte mult și de ochiul imagistului și depinde foarte mult de câtă patologie s-a văzut gastrointestinală. Deci depinde foarte mult. Sunt tumori care se văd clar ecografic și pe tubul digestiv fără niciun fel de problemă, inclusiv cancerul de rect, de rect superior spre juncțiune rectosimoidiană. Se poate vedea imagine în cocardă extraordinar de bine, dar colonul iritabil și balonările nu se văd ecografic și nu se vor vedea niciodată. Bine, asta beneficiază de alte investigații. Bineînțeles că beneficiază de alte investigații. Da. Să vorbim despre remene. Remeneul, da, care beneficiază de un magnet uriaș și întotdeauna este preferat, unul, pentru că nu este invaziv, da, și pentru că în concepția populară ar fi cel care include toate aceste aspecte la un loc. Nu neapărat, să știți, sunt investigațiile remene sunt extraordinar de bune pentru patologia neurochirurgicală și neurologică, patologia de coloană vertebrală, osteoarticular. Toracele nu este chiar și abdomenul nu sunt chiar atât de bine văzute la remene. Avem de multe ori pacienți care fac investigație remene și le refacem CT după aceea. Căile biliare iară se văd foarte bine la remene. Exact despre ce vorbeam, există limite ale fiecărei aceste metode. De asta este foarte important indicația pe care este pusă, suspiciunea de diagnostic cu care plecăm la drum și indicația acestor proceduri pe care le facem mai departe. Ne este foarte comod sau poate colegilor noștri le este foarte comod să spună îi facem un tomograf. Nu e chiar așa. Sau îi facem un remene. Nu e chiar așa. De multe ori se preferă CT-ul înaintea remeneului pentru că tomograful aduce niște beneficii. Da, aduce niște date în plus față de remene. Plus că investigațiile remene durează foarte mult. Asta vreau să întreb. Da, sunt foarte ele mulți pacienți care sunt claustrofobi. Cronofage, ca să spunem exact, așa. Exact, exact. Și tu pregătești pacientul, iar îți spui despre ce este vorba, dar te trezești în mijlocul investigației că pacientul nu mai suportă. Există o comunicare atât la remene, cât și la CT, cât și la radiologia clasică, între noi cei care lucrăm și pacientul care este în sală. Deci în permanență, inclusiv camere video avem puse, putem vedea pacientul în momentul examinării, dacă se întâmplă ceva cu pacientul, nu știu, șoc anafilactic sau o tulburare din asta claustrofobă, vedem pe cameră ce se întâmplă, se oprește examinarea, se intră la pacient. Deci pacientul are în permanență posibilitatea, da, contactului auditiv cu noi. Noi îl și vedem. Sunt oameni care ne spun, gata, nu mai pot sta în magnet sau mă doare sau m-am încălzit sau se întâmplă ceva și atunci vezi ce faci cu investigația. RMN-ul are dezavantajul că este un examen lung. Lung și probabil că și costisitor, bineînțeles. Este una dintre cele mai costisitoare. De casă? Avem, da, da. Lucrăm și cu casa. Da, dar este cea mai costisitoare investigație în momentul ăsta. Probabil că apare și deficitul de poziție, pentru că stai într-o anumită poziție, nu? El așa fiind un om atâta afectat. Atâta timp, plus că primești niște comenzi respiratori în funcție de organul pe care îl examinezi, tragi aer în piept, respira de la afară. Trebuie să comunici foarte bine cu pacientul în momentul respectiv. Apropo de ce vorbeam cu pacienții cu un anumit grad de handicap. Și sau... cei cu care nu puteți comunica? Le facem. Le facem. Dar este cu atât mai dificil. Este cu atât mai dificil. Da, am avut cazuri care s-au întâmplat și șocuri atât la remene cât și la tomograf s-au întâmplat. E dificil în momentul în care pacientul nu e coordonat cu tine și, sau cu asistentul cu care lucrezi sau nu este în stare să-ți spună ce se întâmplă. Știți, noi le spunem înainte, așezăm pe masă, le spunem o să se injecteze o substanță de contrast, este posibil să vă încălziți de la ea sau să aveți senzație de nod în gât. Majoritatea înțeleg acest lucru, senzație care trece în câteva secunde. Foarte mulți, chiar dacă le spui, se panichează. Și e normal, cred că se panicheze, pentru că și eu când am fost pusă în postura de pacient, nu mai e chiar așa când ești în spatele ecranului față de când ești pe masă. E normal, e tracul respectiv și atunci intră în momentul de panică, panică care o ai și tu pe partea cealaltă, că nu știi dacă panica omului de pe masă este reală sau este indusă, pur și simplu. De da. Situația de fapt. Da. Da, da. Da, este. Eu întotdeauna am admirat
munca aceasta a radiologilor, care nu este scoasă în față. Știți că întotdeauna e, ca, spun, radiologia ca și neonatologia, întotdeauna sunt, știți, în spatele unor discipline care sunt mai vizibile. Dar faptul că ele, cel puțin imagistica, ajută la acuratețea unui diagnostic, mie mi se pare extraordinar de important. Mie mi-a plăcut într-o perioadă, nu știu, am denumit radiologia așa cenușăreasa medicinei. Pentru că, într-adevăr... Nu mai este acum. Am adică numit într-o perioadă. Într-o perioadă, bine ați spus, da. Dar am descoperit că totuși cenușăreasa a rămas o prințesă la finalul poveștii. Așa, da, cum și condur. Este. Da, exact. Iar la fel ca o femeie care știe să meargă pe tocuri, asta este și radiologia și imagistica. Toți au nevoie de noi. Deci dacă stăm să analizăm... Mai mult acum ca oricând, pentru că toată lumea are impresia că, și cred că într-un fel fac bine, că această imagistică îl lămurește și pe el ca pacient, deși nu cunoaște foarte multă medicină, dar știind că a făcut o investigație care îi poate arăta ce anume este deficitar în interiorul organismului, probabil că îi dă o stare de liniște. Este aspirina aceea pe care îi dă o stare de liniște. Da. Și dacă eu mai și confirmă medicul, iar pe medic evident îl face să ia atitudinea terapeutică cea mai bună. Da, da. Eu am descoperit, când eram micuță și eram rezidentă, lucram pe diverse module, cardiologie, chirurgie. Ați spus perioada cu negatoscopul, cu, nu? Da, bă, și acum mai lucrăm la negatoscop. Cum să nu? Că nu avem toate aparatele digitale. Filmele, radiografiile se fac, se developează și le citim tot la negatoscop. Dar în momentul în care am ajuns în Galați, în Spitalul Județean și am început gărzile, am început efectiv munca asta, ești pe picioarele tale, descurcă-te. Da? Nu mai ești să mai ai pe cineva în spatele tău. Am descoperit că de la radiografia pulmonară, clasică, simplă, până la toate investigațiile astea de înaltă performanță de care vorbeam, toată lumea ne vrea. Deci pacientul din politraumă, noi lucrăm foarte mult în gărzi, politraumă, lucrăm urgență, da? Pacientul ăsta nu pleacă la sală decât de la noi. Da, păi vedeți, aveți avantajul față de celelalte specialități, că la dumneavoastră apelează aproape toate specialitățile. Nu aproape, toate apelează. Toate apelează la noi. Deci radiografia pulmonară se face screening. Mai puțin dermatologia, nu cred. Dacă au leziuni care le trimit la sală și vor să le scoată, dar mă rog, e vorba de chirurgie plastică după aceea. Ei fac screening-ul pentru tuberculoză, că încă trăim în secolul ăsta. Da, da. Din păcate, asta este. În secolul unde suntem pro sau contra vaccinare. Da, și în secolul mizeriei, că vorbim și despre multe alte lucruri. Și alimentației. Și alimentației și toți au nevoie de noi. Toți. Da, vedeți, sunteți un sine qua non a medicinii, a tuturor disciplinelor medicinii. Ecografia a devenit așa ceva, inclusiv un colecist simplu, cum îl numesc chirurgii, da? Un pacient care are litiază. Chiar dacă el a mai făcut, să spunem, o ecografie în privat, în urmă cu o săptămână, două, trei, o lună sau anul trecut, sau pacientul știe că are o litiază și vine pentru că vrea să scoată, mai trec o dată pe la noi. Pentru că, na, într-adevăr, se poate întâmpla orice într-o săptămână, în câteva zile, se poate întâmpla orice cu un calcul din colecist, ce-i drept. Toată lumea, suntem prima linie, suntem pe baricade, cum îmi place mie să spun. Radiologia sau imagistica, ca așa e termenul corect acum, a fost, să spunem, alegerea dumneavoastră dintr-un început? Sincer, nu. Ce ați dorit? Când eram copil, mi-am dorit foarte, foarte mult să fac chirurgie. Foarte mult mi-am dorit. Am picat la medicină de vreo două ori. După ce am terminat medicina, am stat și m-am gândit, pe vremea când am dat eu rezidențiatul, eram părțit, nu e cum e acum, erau specialități medicale, chirurgicale, farmacie și stomatologie. Și în funcție de unde te înscriai, aia și învățai ca și tematică. Și după ce am terminat anul 6, m-am gândit, eu nu mai vreau să stau acasă, 2 ani cum am stat până am intrat la medicină, trebuie să fac ceva ca să iau din prima. Și m-am înscris pe specialități medicale. Bineînțeles, după 2 luni de învățat, a urmat rezidențiatul, am avut o medie undeva după mijloc, deci nu o medie strălucită. Din specialitățile medicale îmi rămăseseră foarte multe opțiuni. M-am dus la repartiție la Iași cu tata, care a fost așa cumva undeva pentru mine. Toate reușitele din viața mea au fost tata. Și
Când m-am uitat așa pe ce mai rămăsese, mai rămăsese pneumoftiziologie, boli infecțioase, nu mai țin, pediatrie și medicină de urgență. Și am zis, wow, seamănă, chirurgie. Cred că ar fi un lucru bun. Tata, care vorbise foarte mult cu unul dintre colegii noștri, doctor din Spitalul Județean, pe care îi apreciem și care i-a îngrijit pe amândoi părinții mei, i-a zis, o chestie bună pentru copilul ăsta cred că este radiologia și imagistica. Noi discutasem acasă un pic despre chestia asta, am zis, nu, eu nu vreau, cu raze, nu, nu pot, nu, eu nu înțeleg imaginile alea, nu se poate, nu. Și mi-a zis, te rog, gândește-te, hai, vedem. Ne-am dus la repartiție și zic, ah, medicină de urgență, asta este a mea. Și n-am să uit niciodată când m-am despărțit de tata și mă duceam în față, că ne striga era un fel de teleconferință, s-auzea în toată țara, că eram pe centre universitare repartizați și în funcție de medie ne striga. Și când m-a strigat acolo, am zis, medicină de urgență. Și tata era un bărbat foarte impunător și mi-a zis, l-am privit din fața sălii și mi-a zis, te rog, nu medicină de urgență, tata. Și am zis radiologie. Am ales radiologie, Sfântul Spiridon Iași. În primul an a fost așa ceva, zic, a, nu se poate, învăț, am un post. Adică nu era cu posturi, aveam un loc, că postul a urmat după cei 5 ani de prezidențiat, am un loc și la anul mai încerc din nou pe chirurgie. Mamele, te rog, nu, copilă, apucă-te, învață. Asta este, asta ai ales. Tata m-a susținut și a zis, las-o, să încercem. Și în anul următor, după vreo 2 luni de citit, sistemul Grilă, pe care eu nu l-am apreciat niciodată și, mă rog, fiecare e cu metoda proprie, da, m-a dus, nu este relevant sistemul. Nu este relevant, tocmai asta este. M-am dus la București și am dat rezidențiatul pe chirurgie. Și a fost în anul în care toți colegii mei care sunt acolo undeva ca și generație de vârstă cu mine s-a intrat cu 960 de puncte, punctajul maxim. Și bineînțeles că eu am picat cu vreo 800 și ceva. Ceea ce a fost, hop, asta este, da? Și m-am reîntors în radiologie pentru că eu relativ nu pierdusem un an, dar nu-i dădusem chiar așa de mare importanță primelor 9 luni din rezidențiat. Și am început încet, încet să-mi recuperez din urmă și sincer, nu m-aș întoarce să fac chirurgie. Deci dacă aș fi pusă să aleg, poate că m-aș orienta sau mi-aș fi dorit să fac ginecologie. Poate. Poate. Dar nu m-aș întoarce. Doamna doctor, din practica dumneavoastră, un pacient care a făcut multe radiografii, da, orice CT-uri pe raze X, a revenit cu tumori care s-au dezvoltat și datorită iradierii nu avem cumulative? Nu avem un screening de genul acesta. Nu avem. Bineînțeles că toată această iradiere despre care vorbim prezintă un risc. Risc pe care pacientul, de cele mai multe ori, nu cred că îl conștientizează. Dar este avertizat. Dar este avertizat. Și nu îl conștientizează. Știți ce nu înțeleg eu? Dacă este avertizat la modul de a conștientiza, da, acest pericol. Credeți că ei înțeleg sau că de multe ori ei spun, mi-a spus doctor că nu cred că n-a vrut să-mi facă radiografie. Asta este una dintre ele. Exact. Da. Cumva, apropo de ce spuneați la începutul emisiunii, că ați auzit discuții mai dure. Da, da. Ești sătul de bani. A, nu vrei să muncești. Eu n-am vrut să reproduc. Exact, pentru că ne-am confruntat nici nu și le face noi cu aceste... Și nici nu vrem să le dăm, știți, exact, o ocazie ne-am confruntat să le... și noi cu aceste chestii. Problema este că noi încercăm să le explicăm că poți face leucemie, poți face limfoame, este afectare pe măduvă. La o anumită vârstă, la tineri, avem oameni tineri, 18, 19, 20 de ani. Care nu poți să știi ce-i rezervă viitorul. Care nu și poți câte să... Exact. Și ce se mai poate întâmpla cu pacientul respectiv de-a lungul timpului. Poate chiar va necesita în exact viitorul apropiat o investigație radiologică, da? Care vor cu ardoare să facă această radiografie. Chiar dacă, de exemplu, clinic, toată lumea știe ce înseamnă o fractură. Și ce argumente aduc atunci când le explicați? Că-i doare și că vor. Deci argumentul este că eu vreau. Știți cum vrea copilul mic? Mama, eu vreau. Așa sunt și pacienții noștri. Da? Pentru o simplă contuzie... Vedeți, de-aia, și mulțumesc încă o dată că ați venit, de-aia v-am invitat, pentru că sunt care vin și indică el o radiografie, da, doar pentru o durere pasageră, da, sau pentru că așa vrea el preventiv să știe cum stă cu anumite organe. Bun, preventiv, despre asta vorbeam. Preventiv, de exemplu, poți să faci ecografie.
Abdominală, abdominopelvină, da? Acum ecografia a luat amploare foarte mult și pe țesuturile moi, pe articulații. Ecografia merge în foarte multe patologie, da? Dar dacă te dor genunchii, da? Ai 80 de ani sau ai 70 de ani sau pur și simplu ai căzut și ai o echimoză într-un genunchi, dar tu mergi bine mersi de o săptămână. Normal că echimoza aia trece prin toate fazele unei echimoze. Mulți dintre ei se sperie, da? Nici nu mai trec pe la medicul de familie, care medicul de familie pune mâna, îl consultă, îl dezbracă, îi face diverse manevre și toată lumea știm semnele clinice ale unei fracturi. Nu avem nevoie de radiografie. Corect? Pacientul vine și vrea. Sau poate și la medicul de familie solicită, medicul de familie în ultima instanță nu are ce să facă, îi dă bilet, recomandă, el vine la noi cu recomandarea, noi explicăm, domnule, uite ce se întâmplă, noi te iradiem, îți facem, că de obicei se fac câte două incidențe, sau avem pacienți care vin pentru radiografii de coloană de sus până jos, cervicală, dorsală, lombară, sau mai vor și bazin, sau mai au și câte un genunchi care facem față și profil. Dar dacă tot ne iradiem, barem să măcar să o facem odată. Măcar, da. Da. Tălpi. Da, exact. Asta. Vedeți ce înseamnă educația medicală? Este o problemă încă, să știți. La noi în România educația medicală este o problemă. Este o problemă pentru că în străinătate foarte greu se obțin. Se obțin pe, știu eu, au o statistică și să te invitați după o lună, două, trei, atunci când pot și când au loc. Deci nu se fac fără, eu n-am spune că la noi se fac fără discernământ, dar la presiunea pacientului, pentru că sunt unii care chiar nu înțeleg și decât un scandal dintre acesta care ar afecta și lumea din jur, dar și pe personal, se evită. Da, dar iară picăm în siguranța pacientului. Știți? Da. Picăm în ce se poate întâmpla. Foarte mulți dintre ei, când vin, de exemplu, pacienți din urgență, care îi mai prindem câteodată la radiografii, că noi nu stăm în urgență, noi avem tehnician, lucrează și interpretăm filmele după. Dacă le explici și ai timpul necesar să explici, spune, a, dar nu mai vreau să fac, că nu mă mai doare așa de tare, sau eu cred că am sinuzită de nu știu când, că de fapt eu am nasul înfundat de foarte mult timp. Trebuie doar să ai timpul necesar și, bine, și interlocutorul să poată să perceapă ceea ce îi povestești. Normal că ne coborâm și noi la nivelul pacientului ca să înțeleagă. Și mulți, să știți, că renunță. Mulți spun, a, dar dacă nu e nevoie, atunci chiar nu mai fac. Da, asta este foarte bine. Da, dar noi suntem executanți cumva, cu toate că legile noastre de radioprotecție este acolo scris clar, negru pe alb, că ultimul cuvânt al investigației îl are medicul radiolog și imagist. Ați fost în situația să refuzați? Bineînțeles. De foarte multe ori. De ce? Pentru că am considerat personal, ca medic radiolog, nefiind clinician, dar rămânând, venind cu ceva în spate din medicina pe care am făcut-o acum mulți ani în urmă și având în anumite momente timpul necesar să stau un pic de vorbă cu pacientul și să pun un pic mâna pe el să-l consult, am considerat că nu are nevoie. Și sunt mândră că de câteva ori... Și nu v-ați atras oprobriu? Un pic colegial. Sunt mândră că de câteva ori am reușit, în special la copilițe tinere, 18, 19, 20 de ani, deci oameni tineri care am reușit să nu iradiez. Da? Foarte bine ați făcut, pentru că asta este un lucru care mă mulțumește foarte mult. Viitoarele mămici trebuie să fie extrem de sănătoase. Exact. Și într-adevăr mi-am atras foarte multe de la colegii care au indicat aceste investigații, spunându-ne ceva de genul, nu sunteți voi cei care hotărâți. Ba da, din păcate, radiologul este cel care are ultimul cuvânt. Problema este că trebuie să avem curajul să ne asumăm acest refuz. Pentru că... Curaj care de multe ori costă. De multe ori costă, dar știți cum este? Poți să refuzi 99 de cazuri și 100 să aibă o problemă. Și la 100 să te coste. Pentru că vorbeam despre lumea medicală vis-a-vis de partea juridică, vis-a-vis de foarte multe chestii care noi încă nu suntem acoperiți din punct de vedere legal cu foarte multe lucruri. Da, ați văzut foarte multe aspecte la televizor în care pacienții total neinformați făceau niște, în primul rând, amenințări, dar niște afirmații medicale total eronate și care erau preluate de către canalele media, da, și cei care vedeau emisiunile, da, interpretau ca atare. Ca să vedeți, da, că
sunteți foarte puțin apărați și că ar trebui să existe. Știți, există acel malpraxis pentru care toată lumea contribuie, dar cât vă apără acel? Nu ne apără foarte mult. Nu ne apără foarte mult. Tocmai asta este momentul în care iei decizia că refuzi o investigație. Trebuie să fii foarte bine documentat. Și trebuie să ai timpul necesar să poți să mai și studiezi. Și să inclus și reclamațiile ulterioare. Exact, exact. Da, mai ales dacă vorba dumneavoastră se poate scăpa, știm noi, o afecțiune, așa, sigur că atunci lucrurile se complică și stau foarte, foarte prost. Toate specialitățile sunt, în medicină sunt de admirat. Dar dumneavoastră, întotdeauna am spus, domnule, cum pot să vadă ei pe întuneric ce nu văd alții la lumină? Asta a fost și la mine când am ales radiologia. Trebuie să vezi în spațiu un pic. Eu niciodată n-am fost bună la matematică, la geometrie, dar trebuie să vezi în spațiu și noi ne jucăm efectiv cu nuanțe de alb, negru și gri. De fapt, asta este. Este o lume gri a noastră, la întuneric. Noi când ajungem de multe ori după 6-7 ore de stat în radiologie și ieși afară la lumina soarelui, spui, wow, e soare afară. La noi se lucrează pe întuneric, inclusiv ecografia se lucrează pe întuneric, semi-obscuritate. Radiografiile, că avem negatoscoapele și CT-urile sunt... Pe noi ne ajută întuneric, într-adevăr, asta este. Și lucrăm cu niște imagini, pur și simplu, sunt niște secțiuni. De aceea și aveți o imagine bună că lucrați cu imagini. Dar când ieșiți de acolo la lumina crudă a zilei, organismul cum percepe lumina? Wow, depinde, cred că, de fiecare. Eu, care sunt purtătoare de ochelari de atâția ani, wow, e și soare afară, e frumos, te oprești cu mașina pe faleză și admiri peisajul superb de toamnă acum, în momentul ăsta. E greu, e acomodare. Cred că percepeți lumina zilei este ca în sala de operații, deci de la pascialitică, nu? Da, deci este acomodarea, dar... Nu vă afectează? Ba da, de-a lungul timpului au mai crescut dioptriile, nu numai la mine, cât la toți colegii mei radiologi. Dar percepția la lumină nu e afectată? Cred că ne-am obișnuit acum. Acum ne-am obișnuit. La început, când eram... Știți că organismul, totuși, pielea are nevoie de lumină, cât mai multă lumină. Bineînțeles. O, dumneavoastră, acolo, că puteți dezvolta chiar niște dermatite. Da, de iradiere. Normal. Da. Păi, printre leucemii și alte probleme care le poate face pacientul în urma iradierilor, este chestia asta cu dermatita aratică. Există, cum să nu? Deci, sunt. Dar, prurit și multe alte chestii care apar. Da, exact. Ați avut cazuri? De asistenți medicali, da, care au ajuns și într-un circuit din ăsta de consultații, pe lângă faptul că noi suntem obligați o dată pe an să ne facem analizele, inclusiv control oftalmologic, și avem medic de medicină muncii care ne evaluează o dată pe an, primim niște avize pentru desfășurarea activității. În momentul în care... La noi se lucrează tură de câte 6 ore. Noi nu avem voie să depășim 6 ore de activitate. Gărzile sunt de 12 ore în cursul săptămânii și de 24 de ore în weekend. Asistenții lucrează 6 ore sau 12 ore garda, nu mai mult de atâta. Și în momentul în care într-o tură de 6 ore ai peste, nu știu, 40 de pacienți, nu vorbim de număr de expuneri, că un pacient poate să aibă una sau două expuneri. Și atunci ajungem 40 de pacienți cu, nu știu, 60 de expuneri, să spunem, în 6 ore, scade numărul de trombocite, scad reticulocitele, apare pruritul. Am avut cazuri când s-a lucrat la foc automat, la foc continuu, adresabilitatea a fost foarte mare, nu ne putem permite doi asistenți pe anumite ture, pentru că este lipsa de personal care este. Și atunci n-am mai avut timp de erisire, de deschidere, de diverse chestii de făcut, da? Și am avut cazuri. Și au preferat să se iradieze ei spre beneficiul bolnavilor, să spunem, așa, care oricum nu apreciază la justa valoare nici acest sacrificiu, să-l numim așa, și nici faptul că, uitați, asistenții cei care sunt rămași în țară se sacrifică, da, iar ceilalți care sunt mai cutezanți pleacă din țară. Pleacă din țară. Noi încă lucrăm cu un deficit de personal. Și se disciplină foarte căutată în exterior. Extraordinar, nu că foarte, extraordinar, cu niște salarii extraordinare și cu altfel de dozare al volumului de muncă și cu altfel,
acolo nu există toată lumea să facă și radiografie și ecografie și tomografie și RMN. Fiecare acolo, se iei pe bucățica acolo lui. Acolo este un imagist care face imagistica ficatului, dar este bridge, pe organe. Pe organe sunt. Deci este un imagist care face imagistica genunchiului. Sau imagistica ca un personal, deci un este un imagist personal care face imagistica tubului digestiv. Deci omul ăla numai aia face. Da? Și la noi, la București, am început niște chestii care fac doar senologie. Pur și simplu. Mamografii, RM de sân și ecografie de sân. Doar senologie fac. Dar sunt oameni excepționali. Sunt oameni la care noi mergem și facem cursuri și învățăm și ne ducem pe la congrese. Sunt extraordinari. Asta este o subspecializare. Așa învățăm, pentru că pe toate nu poți să le faci bine. Nu ai cum. Nu poți. Este omenește, nu poți să fii atotștiutor. Imagistica este all body, cum îmi place mie să-i spun, din cap până în picioare. Deci imagistică facem de la neurocraniu până la vârful degetelor. Tot. Adică noi nu putem ascunde nimic, dumneavoastră vedeți tot. Încercăm. Doamna doctor, ne-am apropiat de final. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați participat. Vreau să vă spun că sunteți una din persoanele care îmi sunt foarte dragi, știu cum lucrați, știu cât suflet depuneți, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, v-am prezentat avantajele și dezavantajele imagisticii, astfel încât dumneavoastră să pricepeți că atunci când un medic nu vă indică una din aceste investigații, o fac spre beneficiul dumneavoastră. Seară bună!